Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, este sâmbătă, este ora 2, deci știți foarte bine ce înseamnă acest lucru. Înseamnă că este momentul pentru ediția săptămânală de știri, care data asta vine cu niște subiecte așa mai spicy, pentru că avem mare scandal în comunitatea de Escape from Tarkov. Un site românesc a dat leak. Nu vă zic exact la ce, o să aflați în minutele ce urmează. Informații noi despre Nintendo Switch 2. Avem o discuție despre un DLC pentru GTA 5 ce trebuia să apară, dar n-a mai apărut și acum o să aflăm și de ce, evident, în minutele ce urmează, și multe alte subiecte din lumea jocurilor video. Ceea ce vă rog eu, oameni buni, ca de obicei, este un micuț dacă acolo și să nu mai pierdem timpul cu introducerea, să trecem la treabă. Începem cu marele scandal din comunitatea de Escape from Tarkov. Pentru cei care nu știu, Escape from Tarkov este un shooter, un scavenger shooter mai exact, destul de interesant, foarte realist și destul de competitiv, aș putea să zic așa. Bine, competitiv, nu că are el o scenă de competitiv, dar este competitiv că încerci să supraviețuiești cât mai mult și să obții cât mai mult gear, dar în același timp să și supraviețuiești în lumea asta nebună pe care o are jocul ăsta. Ei bine, jocul are multe versiuni, ca oricare alt joc, evident, cu diverse price point-uri, dar acum o zi, două, au anunțat o nouă versiune de joc. Versiunea de $250. Acum probabil că unii dintre voi o să vă întrebați, ok, și care-i buy-ul cu versiunea asta? Ei bine, până acum exista cea mai scumpă versiune, versiunea de $150, ce îți promitea că tot contentul DLC ce ar trebui să apară de acum încolo o să fie inclus în această versiune de $150. Ei bine, ce au făcut cei de la Escape from Tarkov? Au șters cu radiera toată informația asta și au zis, nu frate, noua ediție de $250 va avea toate DLC-urile, pentru că cu această ediție vine și un update de co-op PvE inclus în ea, ceea ce este puțin cam aiurea, pentru că evident cei care au plătit $150 pentru joc nu o să primească această ediție de co-op PvE, ci o să rămână cu ce au avut până acum și poate maxim o să primească ceva compensații, dar nu vă faceți griji. Comunitatea a sărit în sus rău de tot, chiar și cei mai mari streameri au început să nu mai facă stream cu Escape from Tarkov și să pornească discuții pe treaba asta, să facă video-uri despre subiectul ăsta, pentru că este ceva destul de nasol atunci când dezvoltatorii, sau mai bine spus, compania care se ocupă de un joc, devine foarte lacomă și încearcă să obțină cât mai mulți bani prin căi nesimțite, dacă e să o luăm așa, pentru că, de ce zic căi nesimțite, unul dintre cei mai mari streameri de Escape from Tarkov pe care îl urmăresc și eu, cu toate că nu înțeleg jocul, dar îmi place vibe-ul de pe stream-ul lui, și anume Landmark, făcea stream, evident, cu Escape from Tarkov și a citit noile patch note-uri sau noile schimbări cu privire la această ediție pe care ei au introdus-o în Escape from Tarkov. Și, folosindu-se de a Wayback Machine, a aflat că în timp ce el citea despre noua versiune de $250, ei au modificat toate informațiile despre versiunile precedente și folosind the Wayback Machine se vedea clar că versiunea de $150 are fix aceleași bonusuri ca și versiunea de $250. Un lucru cam foarte scammy, dacă este în felul acesta, pentru că practic nu este legal să faci schimbările astea așa fără să înștiințezi cumpărătorul că practic el a cumpărat un produs cu anumite specificații. Tu după aia să le schimbi și să le transmiți unei alte ediții nu este un lucru foarte legal pe treaba asta, adică nu mi se pare ok. Nu știu voi ce părere aveți despre toată nebunia asta, probabil că sunt urmăritori care joacă și cunosc mai bine subiectul decât mine. Eu am luat așa informațiile în mare și am încercat să le transpun în cuvinte cât mai simple și cât mai ușor de înțeles pentru toată lumea, dar este o gafă foarte mare și cam nașpa pentru fanii de Escape from Tarkov, pentru că na, asta înseamnă că și-au cam bătut joc de tot ce au făcut până acum, dacă este în felul acesta. Dar să sperăm că vor trece de faza asta de ne cerem scuze, pentru că din ce am văzut acum vin din nou cu tot felul de update-uri cu privire la noua versiune, ce-ți aduce ea de fapt și chestii de genul ăsta, care practic sunt apă de ploaie, adică nu au niciun efect, mare brânză, degeaba, ce poți să-i și faci. Trecem mai departe la Nintendo Switch 2, care vine cu câteva mici informații noi, bine, nu sunt 100% oficiale, dar ci că au apărut așa niște semi-informații de la fabrică, că o să avem niște Joy-Con-uri noi care sunt atașate magnetic. Nu știu exact care e șpilul ăsta, cum funcționează ele, dar să sperăm că ce drept
Ce drept Switch-ul normal de acum are probleme puțin cu Joy-Con-urile, că știți foarte bine, au drifting foarte, foarte repede. Și că o să fie ceva mai mare decât următorul, decât Switch-ul curent, dar mai mic decât un Steam Deck și chestii de genul ăsta. Nu sunt niște schimbări majore, dar treaba asta cu Joy-Con-ul mi s-a părut destul de interesantă și sunt curios să văd cum o să funcționeze și cât de durabil o să fie și evident o să avem și un controller Pro, că da, nu se poate să ai un Switch fără un controller Pro și văd că se întărește ideea că o să avem această consolă undeva abia pe la anul. Văd că 2025 se anunță să fie următorul 2018 pentru că avem și lansări de hardware, dar și lansări de blockbuster când vine vorba de jocuri. Bă, sincer, sunt destul de hyped up pe treaba asta. În caz de v-ați întrebat vreodată care mai este viitorul seriei Watch Dogs, știți că ea a fost destul de blană când a apărut primul joc, al doilea joc, bine, apoi s-a cam stricat grav rău de tot cu Legion, despre care nu discutăm, dar părea totuși o serie destul de bazată, nu? Adică nu avem de ce să ne facem griji că, bă, nu o să mai avem vreodată un alt joc Watch Dogs, mai ales că se lega foarte bine și cu universul Assassin's Creed, că ne-au zis că sunt același univers și chestii de genul ăsta. Ei bine, țineți-vă! S-a cam semi-confirmat, deși e un zvon așa, că seria Watch Dogs este dead and buried. Adică nu o să mai avem un alt joc din această serie. Cumva mă liniștește ideea asta pentru că cu Legion am observat că nu mai au oricum idei bune pentru seria asta și mai bine le-ar lăsa acolo. Dar în același timp este trist pentru că avea și un potențial foarte mare și chiar putea să facă niște crossover-e destul de interesante cu celelalte jocuri din universul celor de la Ubisoft. Aia e ce poți să-i și faci, nu e ca și cum Ubisoft a luat foarte multe decizii bune în ultimii ani, aș putea să zic așa, chiar n-ai cum să zici că a făcut niște lucruri bune în ultima vreme, în afară de Prince of Persia, nu cred că a mai scos nimic gros, bine, și de crup, dar atât, nimic altceva care i-au pus pe hartă, cum s-ar spune. Trecem mai departe la o știre destul de interesantă, unde un magazin românesc, o să dau nume imediat când o să vedeți și știrea, a dat leak versiunilor fizice de Resident Evil 2, 3 și 7. Ați auzit bine, un magazin românesc a trezit într-o dată cineva să posteze treaba asta, dar ci că aceste jocuri s-ar fi găsit pe site-ul jocurinoi.ro, un site care e destul de bun în caz de n-ați cumpărat vreodată de la ei, adică nu vreau să le fac reclamă negativă sau ceva, dar hei, ați călcat puțin strâmbă aici și aparent aceste jocuri au fost listate ca și precomandă pe site-ul celor de la Jocuri Noi, ceea ce înseamnă că o să avem versiuni fizice ale acestor jocuri. Jocuri ce inițial nu le găseai până acum sub formă fizică, decât evident numai sub formă de cod sau sub formă de a le cumpăra direct digital. Se mai întâmplă să mai dea și românul leak din când în când, nu la chestii fabuloase, dar hei, e o chestie și asta și am zis să pun așa la început pentru că cu siguranță erați curioși de aspectul ăsta. În caz de v-ați întrebat de ce n-a existat până acum vreun DLC single player pentru GTA 5, ei bine, aparent au apărut niște informații de la voice actorul Trevor că bă, trebuia să fie unul, trebuia să fie planificat, trebuia să fie ceva așa în stilul lui Bond, să fie așa mai de spionaj, etc., dar ci că a fost anulat pentru că probabil s-au gândit mai bine că e o idee mai grozavă să ne concentrăm pe multiplayer, care ce drept multiplayer în perioada în care în perioada imediat după lansarea lui GTA 5 a bubuit rău de tot și care continuă să se dezvolte mai departe, bine, acum prin 5M și chestii de genul ăsta, dar cu siguranță cred că pur și simplu au renunțat la idee, că au zis, mă, jocul merge bine, jocul vinde, ce rost are să ne mai chinuim cu un proiect extra când putem mulge bani mai bine din online. Asta e cumva un subiect pe care l-am mai tot dezbătut pe canal și nu doar în edițiile știri, ci în mai multe împrejurări. Cumva cred că s-au gândit că bă, n-are niciun sens, cum am spus mai devreme, n-are niciun sens să se gagite cu un nou DLC. Voi ce părere aveți? Ce au zis? Hai să mai punem oameni la GTA 6 sau e chestia asta de am zis eu cu online-ul? Sau poate aveți voi altă teorie mai grozavă? Țineți-vă bine, dacă sunteți gameri entuziaști de Garry's Mod, cea mai mare lovitură a fost dată acestei comunități și evident și dezvoltatorilor jocului, și anume, Nintendo a dat în judecată Garry's Mod și a și câștigat pe treaba asta, sau cel puțin i-a obligat prin această acțiune legală să elimine
toate modurile cu personaje Nintendo de pe Gmod. Dacă cunoașteți Garry's Mod, cunoașteți câte caractere există și câte chestii există. Sunt 20 de ani de content în Garry's Mod. Să nu mai spun că sunt 20 de ani de content de Nintendo. De Nintendo content pe Garry's Mod. Bă, foarte aiurea toată treaba asta. Pe lângă faptul că ei trebuie să chinuie să scoată toate elementele astea Nintendo care nu sunt poate tăguite ca și caractere Nintendo, gen uite cum avem pe Mario aici. Cei de la Gmod le-au cerut jucătorilor de Gmod să elimine astfel de content dacă cumva se află în workshop postat de ei. Gen, dacă aveți așa ceva, bă, dați delete. Dacă aveți un Mario pe acolo sau un Princess Peach sau un Bowser sau chestii de genul ăsta, scoteți-le că îi nenorociți pe ăștia de la Gmod. Foarte, foarte tristă situația asta, dar damn, cum s-a trezit Nintendo. Bă, ăștia nu iartă pe nimeni, legit, ăștia nu iartă pe nimeni, sunt cei mai periculoși când vine vorba de chestii de astea legale. Știți că în fiecare an, de obicei, aveam un eveniment de la Activision Blizzard, bine, de la Blizzard mai degrabă, și anume BlizzCon, care, evident, ne aducea update-uri cu privire la jocurile pe care ei le au, deja ce mari update-uri vin, ce jocuri noi mai au ei în proiect și chestii de genul ăsta, cum a fost și anul trecut, mai exact. Ei bine, anul acesta s-au decis să nu mai organizeze BlizzCon, nu? Știți că au mai luat pauze în ultima vreme, ba că au avut treaba cu scandalul, ba că a fost COVID-ul, ba că n-aveau ce să anunțe. Ei bine, acum iară suntem într-o situație de aia că nu prea au ce să mai anunțe, pentru că au anunțat deja totul în ediția trecută. Și anume, avem 3 expansion-uri de WoW deja anunțate, probabil că în perioada în care ar trebui să fie BlizzCon-ul acum deja se lansează nouă expansion și n-au ce să ne aducă atât de WoW încât să facă să facă mare event pe treaba asta, iar Overwatch, Diablo și tot așa nu cred că au ce să ne dea atât de amazing încât să ne dea pe spate și să fie nevoie de o convenție pe treaba asta. De aceea mă gândesc că toate celelalte micro-evenimente din cadrul convenției vor fi puse mai departe în alte mici evenimente, precum scrie și aici, Overwatch League o să fie în DreamHack Stockholm și tot așa, plus chestii de la WoW o să fie și tot așa, iar evenimentele de aniversare se vor ține in-game. Bă, acum mi se pare decizie bună, decât să faci o convenție, să pierzi o tonă de bani și să n-ai ce să anunți interesant, mai bine o lași așa, știi, adică n-are niciun sens. Probabil că mai țineți minte marele șarpe, marea caracatiță Embracer, care nu se mai oprea din a lua firme în stânga și în dreapta. I-au luat pe aia de la Coffee Shop, Coffee Stain Studio, i-au luat pe aia de la Middle Earth, i-au luat pe aia de la Crystal Dynamics în stânga și în dreapta. A luat firme de peste tot, a luat dezvoltatori de jocuri de peste tot și știți că din cauza că s-au întins atât de tare, au și pierdut foarte multe proiecte din cauza asta și au rămas și fără bani și au fost nevoiți să dea o tonă de oameni afară. Ei bine, a sosit apogeul Embracer-ului. Și anume, această firmă masivă se va împărți în 3 subfirme. Dar ați auzit bine, se sparge Embracer, merg pe căi separate, dar fiecare părticică are sub conducerea lor alte studiouri ce au fost cumpărate în trecut. Și anume, avem Asmodee Group, Coffee Stain and Friends, da, chiar așa se numește, și Middle Earth Enterprise and Friend. Foarte ciudat, nu știu ce e End Friend, dar bine, End Friends cred că aici e o greșeală de scris. E interesant că s-au decis să facă asta, dar cumva era previzibil, ținând cont că s-au dus prea tare încât să poată să facă ceva. Și vedem acum că sub conducerea celor de la Middle-earth Enterprise and Friends avem Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Eidos Montreal, Flying Hog Studios, Tripwire, Vertigo, Warhorse și mulți alții, adică sunt niște titluri destul de interesante, gen Killing Floor, Kingdom Come, Lord of the Rings, Tomb Raider și toate alea sunt sub tutela celor de la Middle-earth Enterprise and Friends. Deci dacă vrem să așteptăm în continuare pentru jocurile astea, cu siguranță o să le întâlnim din partea celor de aici. Dacă ne îndreptăm către Coffee Stain and Friends, avem Coffee Stain, evident, care și ăștia au avut niște jocuri destul de interesante, Ghost Ship, THQ Nordic, Tuxedo Labs, Tarsier și Amplifier Game Invest, ce au avut niște titluri destul de interesante precum Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest și tot așa. Evident, ei o să fie sub tutela acestei noi companii care din nou are un nume foarte, foarte dubioșel, dacă e să o luăm în felul acesta.
Mă, eu le urez multă baftă de acum și să sperăm că vom obține și niște vești bune din partea acestor noi companii, dacă e să o luăm felul acesta. Trecem mai departe la un segment așa dedicat Xbox-ului, pentru că avem niște informații cu privire la lumea Xbox în general. Știți foarte bine că Xbox a lăsat libere 4 jocuri de pe platforma lor să ajungă pe Nintendo Switch și pe PlayStation 5. Iar conform celor de la Digital Foundry, un canal și o, să zicem așa, o entitate a gamingului ce se ocupă cu benchmark-urile în general când vine vorba de orice joc nou lansat, ne spune că toate jocurile noi de pe Xbox ce au ajuns pe PlayStation 5 rulează și sunt mult mai worth să le ai pe PS5 decât pe Xbox. Asta nu poate decât să doară dacă ești un fan Xbox, pentru că e nașpa să auzi că, bă, până acum jocurile astea au rulat nasol pe consola asta și de fapt rulează mai bine pe cealaltă. Cumva tind să cred că e puțin misinterpretation aici, dacă e sunoșă. E o interpretare puțin cam proastă, mai ales că poate și postarea asta e venită de la o pagină semi-fanboy PlayStation. Nu m-ar mira pe alocuri ținând cont cum se descurcă Xbox-ul Series în general. Poate se referă mai degrabă că e o opțiune mai bună decât să te joci pe un Series S. Nu știu exact la ce se referă, dar e aiurea să vezi că astfel de statement-uri sunt aruncate pe internet și chiar sunt, poate chiar și confirmate de Digital Foundry. Bă, nasol ce pot să zic, dar continuăm că mai avem câteva chestii puțin mai tristuțe din nou pentru prieteni de la Microsoft, și anume, toate consolele Xbox au vândut din ce în ce mai prost cu fiecare trimestru, dacă e să o luăm așa. Și anume, în Q1, adică iulie-septembrie, au scăzut vânzările cu 7%, apoi au crescut puțin cu 3%, pentru că în octombrie-decembrie toată lumea își cumpără câte o consolă, iar în ianuarie-martie apogeul scăzutului cu minus 31%. Mă, ce pot să zic? Nu e din cauza că e consola proastă, ci pur și simplu poate nu-ți oferă atât de multe oportunități încât să vrei să-ți cumperi una. Cei de PlayStation nu a venit acum cu cele mai grozave exclusive încât să vrei neapărat să-ți cumperi jocul, dar din cea mai jucată și v-am mai prezentat vouă ce era exclusiv PlayStation, cumva mi-a spus, bă, mai degrabă mi-aș cumpăra asta ca să-mi pot juca XY joc disponibil, dar nici PlayStation 5 nu arată prea grozav când e vorba de jocuri exclusive. Și iarăși, discutăm iarăși despre chestii puțin de financiar aici, Xbox este cumva în pierdere cu 5% când e vorba de câștig, pentru că dacă nu includem câștigul de la, de la Activision Blizzard, atunci chiar este în pierdere. Noroc cu, evident, cu noua lor achiziție, dar toate chestiile pe care le-au făcut ei până acum, serviciile pe care le-au și toate alea, nu prea arată că ei sunt pe un profit prea mare. Deci ceea ce se și explică concedierile de mai devreme din acest an și poate și calitatea produselor pe care le-au avut. Bine, oricum, calitatea produselor a influențat această scădere în profit, dar nasol, oricum, s-au aruncat grav rău de tot pe ăsta, cum se cheamă, s-au aruncat grav rău de tot pe cumpărat studiouri în stânga și în dreapta și de-aia cred că i-a adus într-un punct nu prea grozav. Și evident, punctul ăsta nu prea grozav va degenera mai departe într-o desfințare a unui studio complet de la Microsoft, și anume vorbim despre o subfiliară a Bethesda-ului, și anume Bethesda Franța. Studioul din Franța a fost desfințat pentru că nu mai aveau nevoie de el, pentru că oricum nu se mai ocupa nimeni de alte proiecte senzaționale în momentul de față. Scurs acum dacă e afectat development-ul cel la The Elder Scrolls, cum cine știe. Trecem totuși și la câteva vești bune. Hai că am dat cu nămol, v-am băgat în depresie, mai ales dacă sunteți și fani Xbox, îmi cer scuze. Eu nu o fac cu vreo răutate sau așa, astea sunt lucrurile. It is what it is. Avem totuși câteva vești bune, ce drept. IGN X ID at Xbox o să aibă un digital showcase pe 29 aprilie. Nu știu sigur dacă o să apucăm să-l vedem, dar poate ne uităm, văd că pică în pică luni. Dacă e ceva interesant o să ne uităm, dar văd că sunt câteva, ci că niște epic trailere, ceva fresh gameplay și un reveal pentru un joc ce vrea să fie în ideea Dungeons and Dragons. Poate ne uităm, poate fi ceva drăguț, cine știe. Vedem pe treaba asta. Dacă până acum ați trăit într-o peșteră și sau sub o piatră și n-ați auzit că Fallout are un serial și pe lângă asta mai e și un serial destul de bun, ei bine, țineți-vă,
Fallout 76 și Fallout 4 este mai popular, sunt amândouă mai populare ca niciodată datorită serialului. Da, cum am spus și în videoul postat ieri cu Fallout 4, noroc cu serialul că au boostat grav rău de tot numerele acestor jocuri și au deschis cumva orizontul multor gameri care au evitat poate seria asta în trecut, mai ales Fallout 76, care săracul știți foarte bine că a fost într-o controversă mare rău de tot când a fost lansat și a fost deloc așa cum a fost el descris la început. Și din nou, stați așa, mai avem vești bune pentru băieții noștri de la Xbox. Aparent, conform unor zvonuri, ni se spune că e posibil să avem aprobarea de la PlayStation să ducem Helldivers 2 pe Xbox. Bine, să ducem, zice, parcă eu o fac. Dar există șansa ca Helldivers 2 să ajungă și pe Xbox, ceea ce este grozav. Chiar mă bucur să aud de acest lucru, dar sunt curios dacă o să fie chiar confirmat acest zvon, deși văd că informațiile spun că ar trebui să fie relativ destul de clare. Acum rămâne de văzut. Și gata, încheiem segmentul Xbox și trecem la o chestie ceva mai dubioasă. Dacă sunteți fani Middle Earth sau Lord of the Rings, bine, care n-ar fi același lucru, dar am zis mai multe feluri ca să înțeleagă toată lumea. E bine, țineți-vă, pentru că un nou joc Middle Earth va fi lansat, și anume Tales of the Shire, a Lord of the Rings game. Nu zic prea multe, imagine descriu singure ce ar trebui eu să zic aici, pot doar să spun că, yeah, I'm not playing that. Da, grozav, ce pot să zic, foarte tare, dar nu cred că era necesar să jucăm un simulator de hobbits, adică chiar nu cred. Bine, cine este mai into these games, dacă e să o luăm așa, cine este chiar interesat de genul ăsta de jocuri, clar o să se bucure de el, dar din păcate nu este genul meu, îmi pare rău. Trecem mai departe la două noi jocuri ce au fost lansate în această săptămână. Unul dintre ele este deja postat pe canal, celălalt urmează să fie postat și el destul de curând, și anume vorbim despre Tales of Kenzera, un joc indie-ish postat de către EA, care are niște note relativ destul de bunuțe, o medie acolo de 73-71. Eu zic că stă destul de bine și chiar sunt curios să văd cum se prezintă jocul ăsta când o să-l încercăm și noi zilele următoare. Și evident avem și review-urile pentru Stellar Blade, care nu are note de 10, ce de nu este un joc de 10, dar este chiar destul de fain, iar media se păstrează undeva în jurul 80-ului, 80 și ceva, 80 și pe acolo, nu cred că a scăzut până acum, dar vom vedea în viitor dacă se modifică nota. Oricum, mie îmi place jocul, abia aștept să explorez mai mult prin el, mi se pare super, super fan și sper să vă placă și vouă, că nu o să mai postăm cu el. Ne ducem mai departe către tot o chestie legată de Stellar Blade, nu știu dacă știați treaba asta, dar în mod neintenționat s-a produs un fel de rasism, cred? Bine, se zice rasism, dar poate fie și o insultă în Stellar Blade, da? Chiar s-a întâmplat treaba asta, pentru că un graffiti a fost poziționat lângă un alt semn și împreună formau o treabă, dacă e să zicem așa, și anume Hard Air, care ar putea să fie hard retarded, dacă e să luăm așa, adică faci pe cineva care are probleme mentale și în ziua de azi să numești pe cineva așa, poate fi uneori destul de ofensator, sau poate fi râul din cuvântul cu N, pe care nu o să spunem acum, evident că suntem, doamnă, suntem la televizor, cum s-ar spune, deci vă dați seama că na, ce poți să-i și faci aici, dar oricum chestia asta a fost reparată, mai târziu avem direct și partea oficială din momentul de față, deci suntem în siguranță, ne-au salvat, bă, băieți, oamenii de pe internet. Trecem acum la niște știri ceva mai diverse față de ce discutam noi până acum, pentru că un speedrunner de Doom 2 reușește să bată un record de 26 de ani. Da, ați auzit bine? Și anume, recordul constă în terminarea primului nivel cât mai repede posibil, el reușind să bată recordul terminând nivelul în 4 secunde. Da, ați auzit bine? Aparent, asta era marea realizare, pentru că, după cum bine puteți observa, trebuie să ai un set de mișcări foarte, foarte precise pentru a termina jocul, iar ăsta a fost tot recordul. Deci dacă clipești, nu ești atent o secundă, ratezi tot playthrough de nivel. 4 secunde. Deci dacă nu ai acest set, această îndemânare de mișcări, nu o să reușești niciodată. Aparent, recordul în trecut era de 5 secunde.
Mamă, deci... E prea de tot. Mamă, de să te duci la 5 secunde, la 4 secunde, asta e... Bine, recordul e un fel 5 secunde, că e 4.97, dar totuși... Totuși, e ceva destul de interesant. Eu mereu am fost fascinat de speedrun-uri. Acum urmează să discutăm despre o anomalie foarte dubioasă ce a apărut pe internet zilele trecute. Nu știu dacă asta e pe bune, dar am vrut neapărat să o includem în ediția de știri, pentru că a apărut pe internet benchmark pentru Nvidia GeForce GTX 2070, hai că mai știu să citesc numerele. Deci da, ați auzit bine, nu RTX 2070, GTX 2070. Acum nu sunt 100% sigur că nebunia asta e pe bune, dar sunt niște poze care ne arată că este totuși o placă GTX și că are niște specificații interesante și chiar este descrisă ca și o placă video GTX. Ceea ce este foarte, foarte ciudat. Deși văd că, uite, în pisici o recunoaște ca un RTX 2070. Foarte, foarte ciudățel. Bă, nu știu ce să zic, ci că și scorurile sunt cu 5% mai jos de RTX 2070. Dar de ce ar fi chestia asta? Cred că poate e o chestie de greșeală din fabrică sau ceva, dar mă îndoiesc că e chiar un GTX 2070. Adică cred că asta a fost așa o greșeală și... cumva mulți au luat-o de bună. Dacă vreți să încercați Jedi Survivor, Star Wars Jedi Survivor, ei bine, puteți face asta folosind Xbox Game Pass sau PC Game Pass, cum vreți voi să-i spuneți, disponibil de pe 25 aprilie, doar instalați aplicația Xbox, vă luați abonamentul și cam aia a fost treaba. Eu zic că e o afacere destul de bună dacă vreți să încercați jocul, dacă chiar vreți să vă aruncați cu această aventură care e destul de mișto, dar aparent pe PC încă rulează destul de groaznic. În caz de v-ați întrebat vreodată de ce Nintendo, iar am ajuns la Nintendo, nu prea bagă, sau pardon, de ce nu avem colaborări de fapt cu Nintendo în Fortnite? Ei bine, ci că au primit oferte în trecut, dar mereu au refuzat pentru că cei de la Epic Games erau forțați să adauge acele skinuri doar pe Nintendo Switch. Ceea ce, după cum bine știți, Fortnite trebuie să fie pentru toată lumea, nu doar pentru o anumită consolă sau chestii genul ăsta, și de aceea vă dați seama că, na, de-aia nu avem noi skin cu Mario, nu avem skin cu Metroid sau chestii genul ăsta, pentru că pur și simplu Nintendo vrea să fie foarte exclusivist pe treaba asta. Bă, puțin cam aspri băieții noștri la Nintendo în ultima perioadă, nu știu ce cu ei, dar să zicem. Trecem mai departe la o nouă adaptare de joc în film sau serial, acum nu știm clar, pentru jocul Kingdom Hearts, care, după cum bine știți, este un joc foarte complex când vine vorba de poveste, dar care este mascat sub forma unui joc de copii pentru care are personaje Disney. Și în caz de ați profitat până acum de loophole-ul din sistemul de refund de pe Steam, e bine, țineți-vă că aparent nu mai puteți să profitați de treaba asta, pentru că în trecut exista un mini loophole ce îți permitea să dai refund jocurilor unde aveai deja foarte multe ore investite în el. Ceea ce știți foarte bine că dacă treci de 2 ore nu mai poți să dai refund unui produs pe Steam. Ei bine, acum puteai să faci chestia asta dacă te foloseai de niște condiții speciale, dar aparent cu noul update nu se mai întâmplă această nebunie. Ne ducem mai departe către un nou joc anime, dar data asta nu este un anime pe care poate unul dintre voi îl cunoașteți atât de bine sau poate nu vă așteptați să vedeți treaba asta. Ei bine, un joc nou... Hunter x Hunter, da, ați auzit bine, Nen Impact, și că așa se numește, care arată relativ ok, seamănă puțin cu Dragon Ball Fighters, dar nu este cea mai smooth reprezentare de joc, dar se prezintă ok și sincer surprins că s-a creat un joc Hunter x Hunter. Bă, asta chiar e ceva. Probabil că știți pe cei care au dezvoltat jocul Outriders 1 și 2, evident. Ei bine, People Can Fly, ci că au avut un proiect RPG numit Project Dagger pe care l-au anulat. Acum nu știu exact de ce, dar aparent cei de la Take-Two au fost implicați în toată treaba asta și au zis, bă, nu, proiectul ăsta cred că nu prinde, așa că puteți să îl lăsați acolo în faza de proiect, că n-are niciun sens să treceți cu el mai departe. Bă, destul de... Bine,
Outriders 1 și 2. Uite, m-a bulversat comentariul ăla și am zis că există Outriders 1 și 2. Nu, ar fi putut să fie Outriders 2, dar cine știe exact ce se întâmplă. Avem ce trebuie și câteva două. Avem și două trailere noi de jocuri ce au fost anunțate zilele trecute, și anume Deathbound, care este un RPG așa, cred că semi-Souls-like din ce observ pe aici, evident, destul de indie după cum se prezintă, dar cu o grafică și un stil artistic relativ comun pe care l-am mai întâlnit până acum, nu foarte des, dar e ceva cu care sunt obișnuit când vine vorba de jocurile astea indie și pare chiar făinuț. Da, este așa, Souls-like-ish, cu un design cât de cât unic sau ce obținut foarte des utilizat și chiar se prezintă destul de bine. Și mai avem încă un alt joculeț aici, Lost Legions, care e ceva mai medieval puțin pe aici și seamănă cu ăla, cu Medieval Dynasty, more or less, adică uite, poți să-ți aici clasă, să-ți faci bază, nebunii alea, te pui să supraviețuiești, nu știu exact că e și multiplayer, mă gândesc că da, este multiplayer pe care te poți juca cu prietenii, deci acum întrebarea e dacă e multiplayer co-op sau e multiplayer ca și Rust sau multe alte jocuri de acest gen. Rămâne de văzut. Pare și ăsta foarte indie, dar drăguț în felul lui. Și ultima știre, și v-am lăsat că v-am nenorocit creierii, 31 de minute ne-am dus de-a binele, un nou joc Alien este pe cale să fie anunțat și să ne fie prezentat în perioada următoare, numai că faza e că jocul ăsta este pentru VR, da, ați auzit bine? Alien Rogue Incursion ar trebui să fie anunțat cât de curând pe micile ecrane. Nu știu acum de ce vor să meargă iarăși pe o idee de Alien VR, pentru că deja avem Alien Isolation ce poate fi jucat în VR. Cu cine știe. Dar oameni buni, cam asta ar trebui pe acest video, sper că v-a plăcut, sper că v-am adus câte mai informații noi. Îmi cer scuze dacă am lălăit mai mult pe anumite subiecte, dar simțeam că trebuia să ofer informații extra. Dacă cumva am zis ceva greșit, puteți să mă corectați oricând, știți foarte bine că există și posibilitatea să zic ceva greșit de multe ori, mai ales dacă poate sunt și puțin pierdut în momentul respectiv. Lăsând toate astea deoparte, mulțumesc că v-ați uitat la video, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa!